Ministrul Justiției Tudorel Toader s-a răzgândit. Acesta a anunțat că nu va trimite președintelui Klaus Iohannis propunerea sa pentru șefia DNA până nu va avea motivarea vizului negativ al CSM. Aștept să văd considerentele avizului, pentru că avizul este consultativ, iar considerentele vin să aducă argumente decidentului. Vedem considerentele și vedem ce vom face mai departe. În urmă cu câteva săptămâni, însă, același ministru al Justiției spunea că avizul consultativ al secției de procurori a CSM nu blochează procedura de numire a șefului Direcției Naționale Anticorupție și că va trimite președintelui propunerea de numire a Adinei Florea, indiferent de avizul CSM. Ieri, secția pentru procurori a CSM a avizat negativ propunerea Adinei Florea pentru funcția de procuror șef al DNA.